episode, we received an email from a girl named Bella. Bella? Deci că a primit email de la Bella. She's been seeing a girl who looks like her in her house at night. She says that before she goes to sleep at night, she sometimes sees almost like a reflection of herself walking around. Now, personally, for me, this didn't make any sense until she sent... Oh my god, guys, fiți atenți, și că Bella se le-a dat un mesaj lor și le-a spus așa, fiți atenți, guys, cum le-a spus. Le-a zis și că ea vede noaptea un fel de copie a ei cum merge prin, o reflexie a ei cum merge prin toată casa. Adică vede o femeie care arată fix ca ea și care se plimbă prin toată casa noaptea, ce pe la orele 1, 2, 3, 4, 5 dimineața. Asta zice că nu are nicio sens ceea ce spune până când i-a trimis, vedeți că le-a trimis ceva. O filmare, fiți atenți. Mamă, bro, mamă, bro, păi să văd eu asta că dau, bă, mă omor. Deci, bă, ia să mai dăm o dată pentru cei care n-ați văzut. Fiți atenți, băieți, fiți atenți la asta. Mamă, deci, vedeți acolo în față. Like, oh my god, bro, asta e. Deci că acum o să se ducă la ea acasă și o să stea acolo peste noapte ca să vadă ceea ce se întâmplă. Hai să vedem. Se duc băieții ăștia, bă, foarte, foarte tare băieții. Și o să tare, dați un like, hai să vedem. Asta e foarte, deci asta e ora 10, se duc acum la ea, cei că sunt emoționați. Niciodată n-am avut un caz așa. Deci că au făcut foarte multe chestii de genul, însă nimic cum o să facă în seara asta. Adică ei mai fac lucruri, deci nu se duc la oameni acasă, însă asta e ceva mai special de data aceasta. Hai să vedem, bro, tot videoclipul. Sunt chiar foarte curios ce o să se întâmple, man. Se duc acum la ea acasă, cel mai probabil, la like, nimic special. Au ajuns la ea acasă la 10.52. Ce că n-avem de ales. Se duc acum. A venit la ea acasă. Bro, de... What the fuck, deci... A ajuns la acasă și că nu răspunde. Și că a vrut cu ea de dimineață. Hey. Bella? Bro, nu-i Bella acolo. Ok, deci că am venit să facem video. Putem să intrăm înăuntru, like? Bro, nu cred că e Bella aia. Bro, cred că nu aia e Bella. Da, aia ce mai probabil nu e Bella. Okay, Bella, thank you for letting us in. Can you tell us a little bit more about your situation? Ia, yeah, what the fuck? Deci ea le-a bulat fața. Cică, ne poți spune despre situația ta? Bro, cred că aia nu e Bella. Cred că aia nu e Bella. Știam impresia că nu e Bella. Cică, ai zis că ai făcut o versiune secundă? Da, e adevărat. Listen, I know it's a little bit awkward having these cameras in your house and stuff. Deși că știu că e ciudat faptul că se dă la camere, dar trebuie să vorbești cu noi. Trebuie să vorbești cu noi ca să nu mai fie, ca să ne dăm seama despre ce este vorba. Vezi asta noaptea? Ce că când merge, când se duce la culcare, ce face persoana asta? Chestii normale. Și ești singură? Locuiești singură? De băieții, nu știu, am impresia că asta e versiunea lui Bella aia secundă. Cred că nu-i Bella. Doar atâta zic, vă las să ne uităm. De ce crezi că arată ca tine? What? Da, poți să vorbești despre noi. Bă, vorbește, bă, proastă, dacă ai chemat. Și că nu vreau să vorbesc despre ea, bă, tu ești terminată, bă, și de ce ai chemat? We'll set up some cameras tonight to try to find out what's going on. Can you show us where we'll be staying? Okay. Deci că au zis că o să monteze peste tot camere și acum asta trebuie să le arate unde o să doarmă ei peste noapte. Hai să vedem. Super, super ciudat. Hai să vedem. Și că aici. Thank you, mulțumim. She doesn't want to tell us what's going on. Bro, she's probably just freaked out right now. I'm just really uncomfortable being here. Ăla din dreapta și-a dat seama de ceva, zice, bro, ea ne-a chemat aici și nu vrea să ne zică absolut nimic, a? Și ăsta zice, bro, stai niște că e așa, e doar speriată, nu nebuni. Ăsta simte ceva că e ceva urât. Hai să vedem, simte că e ceva urât. Ce fac ei acum, hai să vedem.
Plantează camerele, GoPro-urile peste tot. Vă, mamă, câte camere, deci pun camere peste tot, absolut. Și că pune mâna și în camera lui Bella. Poți să pun o cameră în asta a ta. Bro, dar cât de ciudată e Bella asta, bro. Vă vedeți cum arată, mă, să moară, băieții. Ok, la ora 12:33. Dude, look at this camera in her room. She's just sitting there. She'll probably go to sleep soon. It's not a big deal. Oh my god, bro. I arată gen, uite-te la camera din din camera ei. Asta, bă, deci băiatul ăla din dreapta cu ochelarii, bă, simte că nu e ceva ok, bro, pentru că nu e ceva ok în ceea ce se întâmplă aici. Adică, voi ați văzut cum arată Bella aia și că stă așa și ăsta, nu, mă, că se duce la culcare. Deci, bă, e ceva super super ciudat. Whatever. Deci arată super super ciudat. Și că am mers la culcare. Hai să vedem. Asta, bă, la ora 1, băi. Deci după o oră, tot stă aici. Tot stă așa, după o oră. Ăștia dorm duș și ea tot stă acolo. Se bagă sub pat? What? Se bagă sub pat, bro. What? De ce s-a băgat sub pat? Ăștia dorm duși, n-au nicio treabă, s-a băgat sub pat. Living room-ul arată acum toate camerele, nu se întâmplă absolut nimica. Kitchen-ul, la fel, bucătăria nimica. Momentan nu se întâmplă nimica. Wow! Bro, ce se întâmplă cu asta? Bă, ce se întâmplă cu Bella asta? Ăștia dorm, n-au nicio treabă, ăștia mă, să-i tătos păstăi, ăștia dorm, n-au nicio treabă. Deci au venit mari detectivi să moară băieții. Dar ce se întâmplă cu Bella aia? Bă, ce se întâmplă cu ea, mă? Bro, ce se întâmplă cu ea? Bro, nu știu ce se întâmplă cu Bella. Oh my god, a plecat din cameră. A plecat din cameră, cred că vine la frățurul și e 2:54, aproape de 3 dimineața. Și a plecat din cameră, Bella. A plecat din cameră, Bella. Oh my god, sună, la 2:55, cred că și-a pus alarmă, dacă nu mă înșel. Our bedroom, chico, stop it, oprește-l. Hello? Și că dormeați? A sunat o fată, ia să ne-am. De ce sună? V-am zis, bro! Oh my god! O suna Bella! Și că, salut, îmi pare rău că sunt la ora asta, însă nu uitați că eu o să vin vineri, pentru că acum sunt plecate și nu putem filma investigația. Și acum ăstea, despre ce vorbești? Cum adică, bro, noi suntem la tine în casă, am vorbit cu tine acum câteva ore. What? Despre ce vorbești? De ce nu vii aici? Cică, ți-am zis, o să fiu înapoi vineri. Despre ce vorbești? Suntem acum în casa ta. Cum ai ajuns acolo? Ne-ai lăsat înăuntru. Oh my god, bro, nu e ea, trebuie să plecați, run, fugiți, bro, fugiți, bro, fugiți, bro, fugiți, plecați. Plânge. Ce, mamă, cum arată pielea ei. Aoleo, fugi, bradere, fugi să mor. Fugi! Fugi, 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 fugi! Mamă, fugi, bro! Mamă, ce țipa aia! Ce s-a întâmplat? Fugi! Sună la poliție? Oh my god, bro! L-a zis bine! Și că am ajuns acasă în siguranță. We still don't know. Încă nu știm cine era fata aia, like, bro, what the fuck. Bun, băieți, hai să vedem. Deci, după cum vedeți, încă s-a început aici direct că au primit un e-mail de la o fată de 18 ani. Hai să vedem ce este în continuare. Deci, o fată de 18 ani, de la Caroline, hai să vedem. Ok, deci, din păcate, părinții lui Caroline au murit ambii și i-a lăsat o casă în testament. Hai să vedem. Mm.
Ok, deci ei, e frică să se ducă în casa la, chiar dacă ar vrea să se ducă deoarece n-a părinții morți, știți, Doamne ferește, guys, chestii de genul, dar ea e 100% sigură că acolo trăiește cineva sau ceva gen în subsolul acelei case. Hai să vedem. Și că a trimis o filmare pentru dovadă. O filmare pentru dovadă, hai să vedem. Asta se duce jos. Aoleo, bro, mamă, ce m-a speriat, bro. Ați văzut cum a apucat de picior? Ați văzut cum a apucat? Mamă. Bă, voi ați văzut cum a apucat de picior, bro? Mamă, ce m-a speriat. Eu uite cum a apucat de picior, bro. Mamă, mamă, bro. Ok. Deci o să invită pe Caroline să vină la ei și să spună mai multe despre chestia asta, bro. Hai să vedem. Ok, acum ceva de la sponsor, bro. Noi nu ne băgăm aici că n-a primit nimica de la sponsor. Nu, glumesc. Hai să vedem. Bun, hai să vedem. Okay, so it's about 8:30 right now. Ok, 8:34, bă, pentru prima dată. Bă, pentru prima dată oamenii și-au găsit niște ore mai normale ei să discute cu oameni. Adică ori 8 jumate, de uși discuți. Nu la 3 dimineața. Hai să vedem ce se întâmplă. Bun, hai să vedem. Ești excited? Hai să vedem. Vreau să văd ce o să zică. Deoarece acel video era nebun pe care l-a trimis. Hai să vedem. Bun, hai că bate la ușă, bro. Ai auzit chestia asta, bun. Ok, haideți că a venit Caroline. A venit la ea acasă. Cred că o să se ducă după la acolo la casă. Zero Caroline, bine ai venit. Hai să vedem. Parker, sunt Parker. Caroline. Vrei să stai jos ca să vorbim? Yes, ok. Hai să vedem. E destul de normală fata asta momentan. Hai să vedem. Ok, so Caroline, thank you for sitting down. Ok, so Caroline. Mulțumim că ai stat. Deci crezi că cineva stă acolo? Are you sure it isn't just like a homeless person living down there? No, you have to believe me. I've been hearing screaming and scratching down. Ok, deci ăsta spune că doar atunci a dus sub sol și a văzut cum a apucat-o. Ce ăsta a zis, bro, poate e vreodată doar un homeless person, adică o persoană a străzii care a văzut că casa e abandonată și a zis să-și facă un cămin acolo. Și asta a zis, nu, crede-mă că este altceva, ai văzut doar că persoanele străzii înțeleg că sunt murdare, bro, dar n-au mâna neagră, efectiv gen negru, negru dăla. Și ai văzut cum cineva m-a apucat gen acolo și cică tot aude țipete și screci, știi, zic, adică ca și cum ceva zgârie ceva. Și a stat la casa prietenei. Prietenul ei. E sigur că nu e vreun prank sau ceva de genul la niște prieteni de-ai tăi. Ci că prietenii mei n-ar face chestia asta, hai să vedem. A fost la ușă. Ci că a fost la ușă noaptea trecută deoarece parcă știa că sunt acolo și că o să intru în casă. A fost chiar... Și că și-a zis gen Caroline, vino aici jos cu mine, bro, bro, asta e destul de ciudat, man. Hai și, man, asta chiar e ciudat, hai să vedem. Bună. De ce n-ai sunat la poliție? Am sunat, dar nu m-au crezut. Și că a sunat la poliție, bro, mamă, deci asta chiar, chiar a sunat și la poliție și că nu a crezut. Ok, deci ascultă Caroline. Totul o să fie ok. Trebuie să pun niște camere acolo, vede ce s-a întâmplat noaptea și o să stăm la casa prietenilor tăi, ok? Lasă-le să muncim, hai să vedem. Și dacă nu găsim nimic, o să mergem înapoi în casă și nu o să fii... Deci că dacă nu o să găsească nimic, poți să duci în casă și să nu-ți fie frică de absolut nimic. Deci băieții, super, super chill, o încurajează pe surara noastră Caroline. Hai să vedem. Hai să facem asta, let's go, băieți. Hai să vedem, hai să vedem. Sper să reușească, bă. Hai să vedem. Ok, Caroline, mulțumesc că ai venit. O să... Ai cheia, bun. Be careful. Ok, deci ea nu vine, bro. Ce zic de chestia asta? Ce se întâmplă cu ea, bro? A fost destul de ciudată, bro. Ah, deci ea nu vine, bro. Numai ei se duc. Sau? N-am înțeles eu bine, man? Să mergem sus acolo, bro. Am mai făcut chestia asta. Da, deci video că chiar îi tarifiam, bro, dar se duc numai ei, nu merge și ea sau ceva de genul. Hai să vedem. Mergem acolo doar o noapte. Și o să fim ok. Sperăm că nu o să găsim nimica, bro, da, și eu sper la fel, bro, să nu găsiți nimica, da. Bro, mi se pare super suspect că nu vine și ea, și ce zic, adică dacă ar veni și ea, ar fi altă chestie, man, dar efectiv, ea nu vine, man. E super, super ciudat. Ok, bun, deci am ajuns acolo. Hai să vedem. Nu arată chiar așa de rău. Da, deci nu vrea să fie acolo 5 minute, te duc acolo, pun camerele și după vine înapoi în mașină, hai să vedem. Se duc acum în casă, we go inside and hit the base, a dus direct la subsol, hai să vedem.
O să pună camere pe la subsol, pun camere peste tot. Mamă, deci că miroase foarte... Bro, ce să aia? Ok, deci ceva lichid pe jos. Poate chiar apă. Bro, deci parcă sunt... Bro, deci cred că sunt niște pași uzi. Și ce zic, adică cineva care avea pe... Pe picioare sau pe mâini, depinde cum merge patrupedul ăla, gen, cum merge el, avea picioare sau ude, gen, și s-o băga pe polea, și ce zic. Hai să vedem, fai. Deci au pus peste tot și acum o să se ducă înapoi la mașină, nu vor să stea înăuntru. S-au dus înapoi în mașină să aștepte. Ok, hai să vedem. Okay, so we're sitting in the car outside of the house. Oh, we got a few cameras going on right now. Am niște camere acolo, să văd dacă pot să găsesc ceva. Bun, deci asta este camera 1 de la basement. Camera 2, mamă, dar câte camere au pus în subsol? Camera 2, hai să... Ce căurească asta? Doar așteptă să vedem dacă o să facă. Asta e trupă. Exact. Bun, deci este să se odihnească că el o să se odihnească. Hai să vedem. O să se odihnească, bro, hai să vedem. E ora 1:11 deja. Hai să vedem. Să vedem ce o să facă, bro. Mai mult tare ora 2, iar niciun semn. Mamă, o să nu iasă ceva. Jumpscare. Auleu, mamă! Mamă, bro, ce-i chestia aia? Bro, bă, mergea cu spatele. Bă, voi ați zis că mergea cu spatele. Bă, voi ați zis că merge... Băi, având în vedere că e un patruped, un om patruped, știi, ne-am obișnuit deja cu asta. Bă, dar mergea cu spatele. A văzut ceva. Bro, unde? There was like a thing in there. Da, a fost o chestie acolo, bro. No, it was like a body or something. I can't describe it. Da, exact. I don't see anything. Și că nu văd nimica. A fost ceva acolo. Ești doar obosit. A fost ceva acolo, să nu crede. Ia să vedem, bro. Ia uite-l. Ia uite. Bro, ce chestia aia, bro? Mamă, ce urât se uită! Job! Human! Exact, chica! Ăla zice, bro, hai să mergem înăuntru. Nu, bro, nu! Bro, I'm gonna go and try to talk to this thing, dude. Chica, o să duc ca să vorbească cu el. Bro, nu te duc. Te duci? Chica, nu vin. Se duce sus. Ia walkie-talkie, ok, eu dau walkie-talkie, să duce numai parker, bro, ce stă în mașină, dar ce-i frică? Hai să vedem, spun dacă văd ceva, hai să vedem. Ok, deci s-a dat pe walkie-talkie, hai să vedem, guys. Deci treaba e serioasă, super, super serioasă. Ce capă, mă auzi? Ce că nu vede nimic asta? Să spui dacă vezi ceva. Hai să vedem. Te rog, ai grijă, hai să vedem. Bun, ăla 22 s-a dus în subsol. Acum parker o să se întâlnească. Deci se aude ceva, ca și cum se sunește metalele, ceva sună de metale. Au ceva, frate. Doar pleacă de acolo. Nu știu despre ce este vorba la chestia asta. Hai să vedem. Bro, se aude ceva. Mamă, să nu-l atace, bro. Ce-i chestia asta? Bro, să nu-l atace. Ce-i acel sunet? Bro, să nu-l... Oh, uite! Bro! Aolo, bro! Ce... Văd ceva aici! Trebuie să fie aici, jos! Parcă... Bro, du-te! Du-te, bro! Mamă, ce-a țipat ăla! Du-te, bro! Mamă, săracul de la... Săracul ce stă, bro! A, bă, nu s-a dat nimic, hai să vedem! Parker! Parker, unde ești? Parker, unde ești? Deci e camera aia, bro. Cine e camera aia, man? Ai grijă. De ce te duci acolo? E acolo? E tot acolo? A, nu e tot acolo. Mamă, acum o să iasă în față. Uite-l. Bro, ce-i ăla? Bro, ce-i ăla, bro? Bro, ce-i ăla? Închide aia, bro, ce-i aia? Go, dude, go! Bro, ce-i aia? Ce-i chestia aia, bro? Ce-a fost chestia aia? Nu știu, trebuie să plecăm. Poate ne urmărește, bro. Bro, ce se dă pe ce-i chestia aia, man?
Și că am ajuns acasă în siguranță și am trimis lui Caroline acea filmare. Hai să vedem. She's no longer responding, și că nu mai răspunde la mesajele noastre. Bro, oare ce s-a întâmplat cu Caroline? Băi, eu am zis de la început, guys, bă, s-ar putea, guys. Bă, ce ziceți dacă cumva a fost o înșenare, man, și voia să le facă ceva la băieții la Life of Lucy, nici în Carolina aia să le facă ceva, pentru că... Bro, știți, nu știu dacă v-ați mai ascultat, dar mai fost un episod în care tot așa era o chestie lăsată prin testament și s-a dus acolo și a mers și fata respectivă, man. Like, nu-i lași numai pe ei să se ducă, bro. Cred că a fost o încercare de înșenare, sincer, acum, bă, nu neapărat înșenare, dar să le facă ceva la băieți. Sincer, destul de ciudat a fost chestia asta. Hey guys, thank you for watching. Ok, deci să lăsați un like, haideți să nu mai pierdem timpul și să trecem direct la episod. Bun, deci l-avem aici pe frățiorul nostru, Parker. Hai să vedem ce zice. Bun. A primit un e-mail de la o fată de 20 de ani, de la Sarah, ok. Ok, deși că e, nu e vorba despre un clown. Opa, deci ce mai probabil, soțul lui Sarah s-a transformat într-un fel un clown ăsta, pentru că a zis că a primit un mail de la o fată de 20 de ani cu soțul ei, vedeți acolo că scrie Andy. Deci Andy este că în ultimul timp se poartă foarte, foarte ciudat și are un comportament destul de ciudat. Hai să vedem. He's been talking to himself, disappearing during the night, and most disturbingly, he's been covering himself with makeup and acting like a clown. Ok, guys, deși că în ultimul timp îl prinde cum vorbește singur, dispare în mijlocul nopții, gen din dormitorul lor, și după când îl caută, îl găsește cum el s-a machiat ca un clown și se preface că e clown. Nu știu, n-am mai auzit așa ceva, bro. Adică pur și simplu omul stau iar rasă, adică noaptea se machiază în clown și gen se preface că e clown, adică e super, super ciudat, bro. Chiar e destul de ciudat, hai să vedem în continuare. Deși că soțul ei se preface că e un clown, hai să vedem. Ok, a trimis și un video, hai să ne uităm la video. Cine-i ăsta? Scratch? Ok, deci ăsta, deci îl cheamă Scratchy the Clown. Vedeți că clownul ăsta e de pe telefonul lui Sarah, deci de pe telefonul soțului ei, bro. Ok, asta e super, super ciudat. Ce face, bro? Ok, super, super ciudat. Ok, deci o să meargă la ea acasă să vadă ce e cu soțul ei, pentru că, cum îi zice, e destul de ciudat, bro. Deci aia era o filmare de pe telefonul lui, adică bănesc că s-ar lua telefonul lui și a trimis o filmare la băieții ăștia. Ok, destul de ciudat, bro. Ok, aici au ceva cu sponsorul, bun, hai să mergem, băieți. Ok. We just need to make sure that she's safe. But what kind of grown man dresses up like a clown in the middle of the night? Ok, asta are dreptate, bro. Ce fel de adult? Nu ne-a, bă, bro, nu neapărat adult, bro. Nici nu, aici chiar nu neapărat adult, bro. Ce fel de om stă în mijlocul nopții, se deghizează în clown și începe să vorbească singur. Ce zic? Adică nu neapărat adult, bro. Ce fel de om? Hai, trebuie să fii redus mental, bro. Abar, hai să vedem. Hai să vedem. Deci merg la... fata aia acasă, nici nu mai știu cum o cheamă, cred că Sarah sau ceva de genul. Așa mi-am amintesc, nu? Sarah. Habar n-am, hai să vedem, hai să vedem. Bun. Ok, deci am ajuns, Sarah, bun. Hai să vedem, am ajuns la ea acasă. Și că unde se intră? Deci că n-are intrare pe față, bro, chiar asta e destul de ciudat, man. Deci n-ar avea o intrare în față. Like, asta e chiar ciudat. Bun, hai să se duc acolo. Acum caută intrarea, bro, și nu o găsesc. Asta e super, super ciudat. De ce nu găsesc intrarea din loc? Man. Oh. What? No. Yo, the entrance is over there. Let's go. No, there was a like a clown. Let's go. It's cold up. Era un clown. Ok, deci Chester a văzut un clown, bro, acolo. Bănuiesc că Parker nu l-a crezut, bro, dar e destul, destul de suspect, man. Ați văzut clownul ăla? What? Hai să vedem, hai să vedem, hai să vedem ce fac băieții. Au ajuns la Sarah, hai să vedem. Sperăm să deschide Sarah, să nu deschide soțul ei. Mama, bro, voi vedeți ce ușă are? What? Eu n-am văzut așa ușă în viața mea, lol. Ce ușă asta, man? Ok, hai să vedem. Salut, Sarah. Parker. Ce că n-au? Deși că este soțul tău acasă, nu. Și atunci cine era clownul ăla, bro? Am întrebat dacă e soția acasă și a zis că nu, însă era un clown. Bănuiesc că zice da, dar zice că să fie foarte, foarte, cum mi spune, să facă liniște. Dar cine era clownul ăla dacă nu era soțul ei, știi, zic? Hai să vedem.
Să vedem că nu trebuie să vorbească, bro. Chiar sunt curios despre ce este vorba. Let's go. Să okay, vedem. Sarah, thank you for sitting down with us. So can you tell us a little more about what your husband has been up to? Hai să ne, ce face? Justin, I wake up in the middle of the night and he's not there. Andy doesn't want me to leave the house anymore. So Sarah, you mentioned... Ok, deși că ea se trezește miezul nopții, să spunem așa, ori să se ducă la baie, ori la tot principiul se trezește ea și vede că nu mai este în casă, nu știu unde pleacă, dar el nu vrea, nu o lasă să iasă din casă, efectiv nu vrea să părăsească casa. A spus să me... deci... Ok, deci acum o să-l arate un video, pentru că le-a zis în e-mail că trebuie să-l arate ceva, ci că a găsit un videoclip în telefonul lui și l-a trimis ei, gen, adică și l-a trimis singura. Hai să vedem. O să arate videoclipul, hai să vedem. Hai să vedem videoclipul. Ce faci aici? Scratchy the Clown. E ceva rutină. Jazz Fingers. Bro, ce-i cu omul ăsta? Bro, ce-i cu omul ăsta, man? Bro, ce-i cu omul ăsta? Man, ce-i cu omul ăsta? Și că toți copiii iubesc pe Scratchy the Clown. Bă, bă, ce-i cu omul ăsta? Bă, stai te... Bro, ce-i cu omul ăsta? Ok, hai să vedem. Bro, ce-i cu... Atent, ce că nu înțelegi. Deși că în ultimul timp a auzit că vorbește cu cineva la genușa din spate. Poate omul ăla cu care vorbea era clownul ăla din curte și ce zi pe care l-a văzut Chester. Ce cot sperie. Poate vorbește cu prietenii lui. Hopa, cred că a ajuns acasă. A venit acasă. Cred că a venit acasă. Ia să vedem, bro. Ia uite-l. Nu știam că avem o companie. Ok, bro, e cam big boy, băiatul nostru. Suntem prietenii lui Sarah. Mamă, ce mare e ăsta. Toai, băi, țipă, voi vedeți, bă, ce mare e ăsta și ce frumoasă e Sarah și este așa mare. Taaaa, ok, hai să vedem, ce că Sarah, ok, n-ai tu, ce că poți să vezi cu tine pentru un minut, bro, chiar nu vrea să știu ce o să se întâmple pe minutul ăla, sper să nu o bată sau ceva de genul. Hai să vedem. Thank you, hai să vedem, o să vorbească, ok, mamă, dar ce mare și gras e băiatul ăsta. Deci, efectiv, dacă îți dă asta în palo, te-ai dus, mă, mă, te-ai dus, dar te-ai dus tare, mă, nu știu ce zic. Mamă, hai să mergem sus, să mergem sus. Cred că se duc și ei, broșes. Ah, bă, nu, cred că ei s-au dus jos. Ce că îi vreau afară. Ce că niciodată să nu mai... Mamă, disipă la aia, bro. Deci că niciodată să nu mai dai disrespect. Adică niciodată să nu mai... gen, să mi-aduci disrespect. Adică să nu mă respecti. Ca să aduci oameni gen în casa mea. Ca și cum eu aș fi nebun sau ceva de genul. Deci super, super ciudat. Hai să vedem. Arăt ca un clown cu tine? Arăt ca un stupid? Ha? Nu știu, îmi pare rău, îmi pare rău. Ok, hai să vedem. Voi trebuie să plecați. O să punem camere prima dată, ok? Și după o să aflăm afară. O să stăm în casă. Bun, deci trebuie să... Ei o să plece, adică pur și simplu o să stea afară în cameră, în mașină. Însă prima dată trebuie să pune camere toată casa ca să vedem ce o să se întâmple. Let's go. Oh my god, bro, deci destul de ciudat până acum, sincer, foarte, foarte ciudat. Ok, o să pună camerele. Pun una în living room. Pun camera și în sufragerie. Ok, deci Sara, vedeți acolo, i-a dat un mesaj, spune că Andy e la baie și să pună rapid o cameră în camera lui. Quickly, foarte, foarte rapid. Hai rapid, brodere. Asta e camera lor. O să pun o cameră aici. Bun. Ok, hai să vedem. Hai să vedem ce o să se întâmple, guys. Sunt super, super curios. Ce că am mers afară, deci au pus camere peste tot și acum am mers afară. Bun. Ok, guys, so we just got back to the car. Bun, deci am mers afară. Their bedroom, their guest room, and downstairs.
Deci au pus trei camere, au pus una în dormitor, au pus una în camera de oaspeți și au pus una jos aici, gen, unde se vede toată casa. So we're gonna wait here for a little bit and watch these cameras and try to see if her husband does anything during the night. Dude, her husband isn't even sleeping, he's just sitting up on the bed. Ok, deci vedeți că la ora 12:30 soții nici măcar nu se culcă, pur și simplu stă pe pat și se așteaptă, bro. Ok, poate se pune acum la culcare, dar nu cred, bro, că o să se întâmple ceva. Hai să vedem. Ora 12:53, mama a stat 30 de minute așa, efectiv. Bro, efectiv stă și nici nu doarme, bro, ce-i cu omul ăla? Hai să vedem, ăștia încă se uită la camere. Asta e guest room-ul. Bun. Ok, s-a pus și el teoretic, dar încă are ochii deschiși, vedeți? Deci, încă nu doarme. Poți să te duci la camera astea? Ok, bun. Asta cred că se culcă. Bun, deci, vedeți că ăla nu se culcă, bro, efectiv. Omul ăsta, vedeți, are ochii deschiși. Efectiv, nu doarme, numai stă așa. Ok, iar s-a trezit. Bro, ce-i cu băiatul ăla, efectiv? E super, super ciudat ceea ce se întâmplă. Ok, s-a ridicat, bro. Ce faci acum? Pleacă, man, ok. Ala n-a văzut, nu cred că a văzut. Deci s-a ridicat și pleacă. A venit în camera de oaspeți, cred că acolo face videoclipurile alea cu Scratchy the Clown. A văzut camera, sau? Nu, n-a văzut camera, ok, cred că acum aș pune alea de... Deci a zis ăla bine, e un fel de ritual. Deci era 1.46 și el face de-astea. Ia uitați-vă la el. Se îmbracă clown. Ăștia dorm, na, s-au dus amândoi. Bun. Ce face, bro, se pictează pe față. Man, se pictează pe față, ce ciudat. Bro, ce se întâmplă cu omul ăla? Man, e ciudat. Bro, ce se întâmplă cu el? Bro, ce face? Băi, super ciudat. Ok, deci a plecat din camera și se duce jos la parter. Că asta e camera de oaspeți, bun. Hai să vedem, ăsta e dormitorul. Bun, acum se aud niște sunete de alea. Ok, și-a dat seama ea. Ea și-a dat seama. Și pleacă, bun. Bă, da, nu o să se trezească. Trebuie să ții pe ea ca să se trezească. Acolo? What? Bă, voi l-ați văzut? Era? Bă, era aici, bro. Bă, nu mi-am dat seama, lol. Bă, voi v-ați dat seama, bro? Că era aici, gen. Nu mă așteptam. Și dacă o să iasă de acolo, din dulapul ăla, bro. Uite-l aici, bro. Bro, cred că am gătit să se trezească ei, bă. Ora 2:27. A, așa că nu s-au trezit, bro, bă, ce s-a întâmplat cu aia? Man, încă nu s-au trezit ai noștri. Yo, why are you sleeping? You're supposed to be watching the cameras. Trebuia să te duci la camere, bro, de ce dorme? Oh, dude, I fell asleep. Dude, they're not in their bedroom anymore. Ce, că nu mai stă camera lor? You didn't see what happened. Where would they go this late? Unde au mers? Trebuia să te uiți, adevărat. Bun, deci a dormit, acum trebuie să se ducă neapărat în unde să vedem ce se întâmplă, bro. Ok, hai să vedem ce se întâmplă. Ei au dispărut din dormitorul lor. Hai să merg sus, bro, ce se întâmplă? Chiar sunt curios. Sarah, unde ești? Dude, where is she? Ce, că unde e? Mamă, să nu fie supat. Yo, look at this, look at this. Come here. Uite-l asta. He says play me. Ce, că play me. This is VCR tape. Is there a player? Ok, le-a dat-o o casetă video și cică play me, adică deschideți caseta, ascultați caseta, hai să vedem, bro. Ok, deci, băi, destul de ciudat, bănesc că clownul a lăsat acolo caseta asta, hai să vedem. There's a player right there. Hai să vedem, bro. Ok, s-a pus-o pe playerul ăla. Dă-i start, frate meu. What is this? Ce-i asta? Is there Sarah? Mama, asta-i Sarah. Asta-i Sara. Și că am decis că o să stau cu soțul meu. Dar vă rog, nu ne mai căutați. Totul este ok. Și că zâmbește. Vă rog, nu mă căutați. Bro. Bro.
Man, soțul ei a pus-o să facă filmarea aia, bro. Mamă, săraca Sara, bro. Lord. I mean, is it just weird? Did she seem a little off in that video? Yeah, she bro. Like a clown or something. Dude, I don't think she wants to become a clown. Da, nu cred că vrea. Bro, ce se întâmplă? She did not look like she was wanted to do anything in that video. Let's try to contact your family. Okay. Ci costă să contacteze, o să-i contacteze familia, bro. Ce se întâmplă, man? Ia să vedem. Am contactat familia Sarei și am spus dacă știu ceva de unde este. They say no, and credit to have received a similar VC tape in the email. Deși că au spus nu. Oh my god, guys, zice că le-au contactat familia și au spus și aia că, ci că nu știu unde sunt și au primit aceeași...